Vai, am fost la limită! Am reușit! Stomacul meu! Am nevoie de mâncare! Ce s-a auzit? Asta e datoria bunicii! Vin, dragă! Ha? Unde se duce? Fac un spectacol aici! Trebuie să investighez! Unde a plecat? Uf, ce obositor a fost! A venit bunica? În sfârșit! Putem să terminăm cu asta? E timpul pentru o provocare culinară! O să fie super! Să începem! Cine e asta? Ah, aveam nevoie de asta! Mai bine afară decât înăuntru! Încă mi-e foame! Trebuie să mă hrăniți! Ce să fac? Să mă gândesc! Mână, ești aici! Și mi-ai dat o idee! Să ne apucăm de treabă! Voi avea nevoie de pâine și de bucăți de brânză. Voi aranja bucățile în jurul pâinii. Apoi o voi acoperi cu șuncă. O să fie super înfricoșătoare. E perfectă. Are nevoie de o manicură. Voi folosi cepe pentru unghii. Sunt gata. Sunt mulțumită. Ce zici? Ok, e înfricoșătoare. Scumpo, ești bine? Care e problema? De ce ai face asta? A fost amuzant! Voi rezolva problema! Mă ocup eu! Cartea asta nu mă dezamăgește niciodată! Hai să aruncăm o privire! E atât de prăfuită! Glumești? Am alergii, știi? Ups, scuze! Ce sensibilă e! Asta nu va merge! Aha! Asta e! O să fie ceva special! Să trecem la treabă! Voi suprapune clătitele. Le voi unge cu frișcă. Acum ceva suculent. Aceste căpșuni își vor face treaba. Le voi așeza peste frișcă. Acum voi rula totul. Să nu se desfacă. Până acum totul e bine. O să o rup în două. Cine are nevoie de un cuțit? Voi pune rulada lângă celelalte. Ce colorate sunt! Sper să-ți placă. Ingredientul secret e dragostea. Ce părere ai? Vai, arată minunat! Ador geleurile! Ha? Ce naiba? Trebuie să rezolvați asta! Poți să te bazezi pe mine! Ah, în fine! Ha? Ce e în neregulă? Pare atât de tristă! Să transformăm acea tristețe în veselie! Am coșul meu chiar aici! Are tot ce-mi trebuie! Să începem! Ah, preferatul meu! E făcut din fructe proaspete! Îl vei adora! Am mai multe! Există atât de multe opțiuni! Pe care să-l folosesc? Le voi folosi pe ambele! Voi goli borcanul într-o tigaie! Acum voi da focul mai tare! Voi adăuga puțină apă, apoi un strop de gelatină! Acum poți amestec bine! Vreau să se dizolve! Arată bine! O să-l dau un clocot! E perfect! Voi avea nevoie de o seringă! Voi trage amestecul! Miroase minunat! Acum voi pune amestecul într-o formă! O voi umple până sus! Acum voi folosi celălalt gem! Trebuie să aștept să se întărească! Pot să le scot din matriță! Ursuleț adorabil din geleu! Nu se putea mai bine de atât! Ăștia sunt pentru tine! Arată adorabil! Știu că o să-ți placă! Bravo, bunico! Dar tu, Wednesday? Ar trebui să fiu impresionată! Unde este mâncarea? Ce voi face? Ha? Ce este? Gemul? Desigur! Bună idee! Îl iau pe ăsta! Ce m-aș face fără tine? Îl voi turna în tigaie! Voi folosi tot borcanul! Acum am nevoie de apă! Ce altceva mai trebuie? Ah, gelatină! Voi adăuga colorant alimentar! Trebuie să fie ceva negru! E culoarea mea preferată! Voi amesteca totul! Arată bine! Încă puțin! Ok, îmi place! Am nevoie de seringă acum! Așa o să fie mai ușor! Cred că e suficient! Am nevoie de o mănușă pentru această parte! O voi umple cu amestecul gelatinos! Îi voi face un nod la capăt și voi aștepta! Ia uite! La îndemână, nu-i așa? Nu mănânc chestia aia! Am muncit din greu la ea! Bunica a câștigat proba asta! Nu e o decizie dificilă! Îmi pare rău, Wednesday! Mulțumesc, bunico! A fost o plăcere! Ai făcut o bătrână fericită! O să fie grozav! Mă bucur că bunica a tras apa!
Am lucrat la o rețetă specială și am toate ingredientele chiar aici. Wow, uită-te la culoarea asta! Asta e ultima sticlă. Dar nu am terminat. Voi avea nevoie de frișca asta. Sper doar să am suficientă. Vreau să acopăr toaleta cu ea. E cea mai tare chestie pe care am făcut-o vreodată. Mă simt atât de viu. În continuare am bomboane colorate. Adică trebuie să ai așa ceva. Oh, arată grozav. Îmi plouă în gură. Nu mai pot aștepta. Trebuie să încerc. Stomacul meu! Jake, ce tot faci? M-a prins. Lasă paiul ăla jos, chiar acum! Nu din nou, Jake! Nu știi ce s-a întâmplat data trecută? Eu... Sunt așa dezamăgit! Nu putem face decât un singur lucru! Nu! Stați! Vedeți și voi asta? Ce? Ce se întâmplă? Nu-mi place asta! Unde ne aflăm? Eu... nu știu... Wow, ce cool a fost! E timpul pentru o provocare culinară! Ce e asta? Nu te uita la mine! Ortografia e complicată! Nu contează! Vreau să-mi faceți o pizza delicioasă! Ce? Vreau să văd ce e aici! Ce ar trebui să fie asta? Bunico, ești bine? Oh, i-a luat de pizza! Stai puțin! Asta-i tot? Ai privirea aia în ochi! Mâinile jos, bătrânico! E al meu! Nu vrei să te pui cu mine? Dă-i drumul! Obligă-mă! Oprește-te! O să-i spun mamei! Crezi că mi-e frică de ea? Wow! Atenție! Nu! Prinde-l! E doar vina ta! Dar tot am de gând să-l folosesc! Ba nu, n-o vei face! De ce ai face așa ceva? M-am panicat! Asta nu mă va opri! Dă-mi asta! Ți-am spus să te speli pe picioare! Ei bine, măcar va da aluatului o aromă de brânză! Îl voi găti pe această plită fierbinte! O să pornesc căldura! Vreau să fie frumos și crocant! Destul de bine, ha? Acum eu ce o să fac? Știu! Ciocolata nu mă dezamăgește niciodată! Cine spune că pizza trebuie să fie făcută din aluat? O să fac o bază dulce! Va trebui să topesc ciocolata! Pot folosi uscătorul de păr! Porți ăla cu tine mereu? Sigur că da! De ce crezi că părul meu arată întotdeauna minunat? Ups! Nu vreau să-l ard! Îl voi întoarce! Arată bine! Voi folosi frișcă în loc de roșii! Am o idee, drăguță! Voi desena o față zâmbitoare! Oh, ăsta e un picior fericit! Acum voi adăuga topping de bomboane colorate! Îi va da puțină culoare! Uite așa, dragă! Oh, ar fi păcat să mănânci așa ceva! Liam? Oh, da! Așa se face! Voi întinde ciocolata bine și într-un strat subțire! Apoi voi aștepta să se întărească! Wow, baza mea e gata! Vreau să încerc ceva! Mereu mi-am dorit să merg la școala de vrăjitori! Pizza stoppingus! Wow, chiar a funcționat! Eu doar inventam cuvinte? Nu înțeleg! Cel puțin a mea a fost făcută cu dragoste! Ceva miroase urât, bunico! O pizza cu ciocolată? Mă cunoști așa bine, Liam! Cine va câștiga? Liam a câștigat acum! Wow, ai auzit? Bine lucrat, dragule! Arată așa bine! Cu cine vorbește? Creveți suculenți și spaghete delicioase! Oh, am înțeles! Băiatul ăsta iubește pastele! Ei bine, nu vreau să-l dezamăgesc! Nimic nu se compară cu mâncarea bunicii! Voi pune tăiței în tigaie! E așa relaxant! Chiar arată delicios! Cum o să o înving pe bunica? Gândește-te! Stai puțin! Știu! Îmi pot folosi guma de mestecat! Merită să încerc! Știi, ar putea funcționa! Seamănă cu pastele! Am o presimțire bună în legătură cu asta! O voi pune pe farfurie, dar o să o aranjez ca pe niște spaghete! Acum am nevoie de sos! Și am exact ce trebuie! Voi folosi sirop de ciocolată! Jake chiar iubește dulciurile! Dentistul său îl urăște! Ce urmează? Oh, ce zici de ursuleți gumați! Sunt dulci și ușor de mestecat! Vor adăuga niște aromă! E o mâncare gourmet! Hei, bunico, privește aici! Oh, foarte creativ, dragă! Dar eu n-am terminat! Îmi trebuie niște brânză! E timpul să o tai! Trebuie să-mi amintesc ce mi-a spus senseiul! Mâinile astea sunt arme! Trebuie folosită doar pentru a face bine și pentru a tăia brânza! Ce cool a fost! Ești ca un ninja! Auci! E nevoie de mult antrenament, dragă! Voi rămâne la matematică!
Oricum, am determinat un fel de mâncare cu paste. O să scot niște brânză, apoi folosesc lingura pentru a o mărunți. Arată bine! E exact așa cum îmi doresc. O voi turna pe o farfurie. Rămâne o roată de brânză scobită. Ce fac tăiței mei? Sunt gata! Acum urmează partea distractivă. Voi umple roata de brânză cu tăiței pe un bol grozav. Apoi voi presăra brânză deasupra. Wow, ce inteligent! Ce n-ai? Înapoi! Lucrurile sunt pe cale să se încingă! Vreau să topesc brânza! Ăsta e genul meu de preparat! Va fi unsuros, lipicios și gustos! Ar trebui să fie de ajuns! Ține-mi asta! Cum este? Hai să aflăm! Wow, uite-te la asta! Cunosc un băiat special căruia i-ar plăcea! Despre tine vorbesc, Jake! Wow, le vreau! Stai! Nu ai văzut preparatul meu! Are toate grupele de dulciuri! Ambele arată bine, dar Liam câștigă! Scuze, bunico! Două la rând! Woohoo! Ei bine, am făcut tot ce am putut! Cartofii ăștia sunt scârboși! Puteți face ceva în legătură cu asta? Vorbește serios! Nu-ți face griji, mă ocup eu! Stai puțin! Alo? Aș vrea să fac o comandă! Vreau niște cartofi prăjiți gustoși! Hei, comandă două porții! Stai puțin, da, poți să-mi aduci două. Sigur! Nu, stai! Vreau mai mulți! Adu-mi 10 porții! Ce? Glumești? Câte vrei? 10? Nu, le vreau pe toate! Nu cred că e posibil. Ești sigur? Nu contează, adu-o pe cea mai mare porție pe care o ai. Sunt o groază de cartofi prăjiți. Mie-mi spui să fie o porție super mare. Hei, clientul are întotdeauna dreptate. O să mă coste mult. Ha? Nu se poate! Sunt deja aici? E o porție uriașă! Vede toată lumea asta, nu? Poftim, Jake! Ai vrut cartofi prăjiți? Ce frumos! Eu ce ar trebui să fac acum? O să fie greu. Stai puțin, cred că știu. Dă mărul ăla, dragă. Ce? Vrei ăsta? Ok, ia-l, prinde. Mulțumesc, dragă. Cum o să fac asta? Știu! Voi avea nevoie de o lingură. Voi tăia în jurul mărului. Vreau să scot miezul. Cred că e suficient. Pot să las asta deoparte. Asta e ceea ce vreau. Dar va trebui să-l umplu cu ceva. Va trebui să mai cojesc un măr. Nu a durat mult. Acum voi transforma ăsta în cartofi prăjiți. E prea ușor. Folosesc bucățile pentru a umple mărul. Par drăguțe și crocante. Vreau să fie plin cu cartofi prăjiți din mere. Apoi voi sculpta un logo în el. Am terminat! Privește, Jake! Wow! Sunt dat pe spate! Sunt așa confuz! Nu știu ce să fac! E destul de simplu! Da, este! Alege-mă pe mine! Ok, să vedem! Liam, are cartofi prăjiți adevărați! Da, sunt cel mai tare! Haide să mâncăm, amice! Nu știți ce pierdeți! Ce tot face? Wow, sunt un artist! Știe că suntem încă aici, nu? Gata! Acum trebuie să o împăturesc! O să vă placă la nebunie, credeți-mă! Mi-am exersat trucurile magice! Trebuie să o acopăr cu o cârpă! Abracadabra! Și-a dispărut! E vrăjitor! Nu, nu e posibil! Mulțumesc! Ați fost un public minunat! Hei, Liam, verifică-ți buzunarul! Ce? De ce? Stai, e ceva acolo? Nu se poate întâmpla așa ceva! Nu, nu se poate! Wow! Ce interesant! Trebuie să-mi arăți cum ai făcut asta! Deschide-o! E un burger! Ce înseamnă asta? Trebuie să fie un înțeles ascuns! Știu! Mai bine mă apuc de gătit! Voi pregăti toate ingredientele! Cred că asta e tot! Voi începe cu brânza! E deja tăiată pentru mine! Voi tapeta tava de copt cu ea! 6 felii cred că sunt suficiente! Apoi așez chiflele deasupra! Astea sunt toate! Voi avea nevoie de uscătorul de păr al lui Liam! Ăsta le va încălzi! S-a întâmplat în sfârșit! Am nebunit! Te aud! Știu ce fac! Voi pune acest tocător pe tavă! Acum o întorc! Brânza s-a topit! Acum pun celelalte garnituri! Burgerii ăștia par așa suculenți! Voi adăuga felii de roșii! Și apoi voi stropi cu ketchup! Muștarul ăsta e fix ce lipsește! Acum cealaltă jumătate a chiflei! Asta e tot! Burgerii bunicii! Ce părere ai? Sunt ok, presupun, dar pot să te înving! Privește! O chiflă simplă!
Sunt pe cale să o transform în ceva special. Pot să-ți arăt trucul meu magic. Voi acoperi chifla cu această pânză misterioasă. Acum trebuie să mă concentrez. Ce? Ce ai de gând să faci? Te superi? Se întâmplă ceva! O simt! Cred că e gata! Privește aici! Wow, cât de cool! Cum ai făcut asta? Mai e ceva! Am fursecurile astea gustoase! Le voi pune în chiflă! Până acum totul e bine! Ce zici de mai multe bomboane? Ce preferi? Alea! Excelentă alegere, domnule! Astea pot merge pe fursecuri! Ăsta e un burger fără roșii! Ok, bezele sau chipsuri? Alea! Bezelele? Drăguț! Sunteți un om cu gusturi excelente! Ar trebui să fie suficient! Dar mai e ceva? Ce zici de niște fulgi de ciocolată? Asta va intensifica cu adevărat aromele! Sper că nu ești la dietă! Nu mai am nevoie de asta! Cred că lipsește ceva! Ah, desigur! Are nevoie de sos! Dar ăsta nu e un ketchup vechi și plictisitor, e ciocolată! Arată uimitor! Apoi o voi acoperi cu chifla! Capodopera mea e gata! Mă dor măselele doar uitându-mă la asta! Wow! Chiar ați făcut o treabă grozavă! Vreau să le mănânc pe amândouă! Bunica a optat pentru burgerul clasic! Liam a fost inventiv! Ați câștigat amândoi! Ce? Am câștigat? Vino aici, bunico! Nimic nu se compară cu mâncarea gătită de bunica acasă! Ne face să ne simțim atât de bine! Hai să aflăm de ce! Bună, scumpo! Bună ziua! La ce te uiți? Ți-am adus ceva de mâncare, Betty! Ce-i aia? Sigur am și eu ceva pe aici pentru tine! Ce jenant! Ce zici de asta? Așa deci... Ce tensiune! Ajunge! Opriți-vă! Există o singură soluție! Hei, vino încoace! Știi ce ai de făcut! E timpul pentru o provocare! Sunt pregătită! Uite, asta e prima voastră provocare! Popcorn? Ok! O să fie ușor! Un leliac proaspăt! Am cules frunzele astea de dimineață! Și neapărat niște ciocolată? Ce bine arată! Și la final boabele de porumb! Nu pot uita de ele! Acum urmează incantația! Vă poruncesc! Spirite, produceți popcorn! Mă simt plină de viață! Ce frumos! Abracadabra! Atenție la mine! Arată bine? Nu mai faci așa! Trebuie să-l adun! Am pregătit funga de popcorn! Ce distractiv e! Incredibil, a funcționat! Cred că ajunge! Arată delicios! Bravo! Așteptăm! Hai că poți, bunico! Hei! Hai să te ajut! Pe mine? Cum? Mână! Am nevoie de ajutorul tău! Dă-i bomboanele astea bunicii! Mă bazez pe tine! Nu mă dezamăgi! E mâna aia fără corp! Ce mână drăguță! Are gust aliliac! Stai puțin! Trădătoare-o! O să te transform în supă de degete! Wow, stă prost cu nervii! Ok, am o idee! O să adaug niște ulei în tigaie, apoi o să presar boabele de porumb! Și bomboanele? Acum o să aștept să se facă! O să-i pun un capac ca să meargă mai bine! Boabele au început să pocnească! Uite, bomboanele colorează popcornul! Cred că e suficient! Wow, ce colorat e! Am terminat! N-am mai văzut niciodată popcorn atât de drăguț! E dezgustător, dar o să vă placă rețeta mea! Bunica mea s-a descurcat de minune! O lași să câștige? Ok! Ai câștigat, bunicuță? Wow, mulțumesc! Aveți gusturi îngrozitoare! Ce crocant e! Ce urmează? Ce bine arată! Șt! Ce zici de asta? Ce nervantă ești! Perfect! La următoarea provocare veți folosi pâinea! Mă descurc garantat! Cum funcționează chestia asta? Ce face acolo?
sună! Alo? Pe cine sună? Perfect! Pot să te ajut cu ceva? Acum trebuie să aștept! Oh, ce rapid a fost! Hm? A, poftim! Poți păstra restul! Ce tânăr drăguț! Ia să vedem ce-am primit! Ai trișat! Pot și eu să fac asta? Alo? M-auzi? Am nevoie de ceva! Wow, ce livrare rapidă! Mulțumesc! Ahem. Mersi, amice! Tot aici ești? Așa, drăguț! Vrei să ne vedem mai târziu? Ești insistent, văd? Bine, ia ăștia! Cred că ajung! Asta e hoție! Ar trebui să porți o mască! Ce mulți bani! Ia să vedem câți am primit! Cărbune? Așa deci! Hei, babo! Hei! Vrei să vezi ceva interesant? Merge de fiecare dată! Dar, ăsta e furt! Genial, nu-i așa? Aoleu, s-a întors? Salutare, băiețaș! Stai, hai să negociem! Nu s-a terminat încă! Te-am pus pe lista mea! Eu nu mă bag! O să-mi continui rețeta! O să pun o bezea moale între două felii de pâine! Acum o să tai un cerc de pâine cu ajutorul unui pahar! Fix așa! O să înmoi cercul de pâine în ulei încins! Vreau ca pâinea să devină aurie! E crocantă și s-a topit frumos! Îmi place cum arată! Ce plictisitor! Ce mă fac? Poate pot folosi resturile astea! Am o idee! O să rulez coaja în formă de spirală! Vreau să o strâng bine! O să o fixez cu o frigăruie de lemn! Apoi o să o înmoi în unt! Vreau să o acopăr complet! Apoi o să o înmoi în zahăr! Gata! Am obținut niște gustări delicioase! Sunt aproape la fel de dulci ca mine! Ce părere ai, Betty? Pe mine nu mă interesează! Eu cred că bunica mea ar trebui să câștige! Oh, ce frumos din partea ta! Ghinion! Felicitări, să zicem! Oare ce o să ne pice de data asta? Nu-mi vine nicio idee! Oh, un măr! Faceți ceva cu ăsta! Așa mai vii de acasă! Trebuie să mă pregătesc! Oh, ce drăguță sunt! Îmi place grădinăritul! Mă pricep la cultivarea plantelor! E super relaxant! O să plantez sămânța asta! În pământ cu tine! O să o împing adânc fix aici! Sper că ți-e sete! Am niște apă pentru tine! Bea-o pe toată! Cred că e suficientă! Acum o să aștept să crească! Durează ceva timp, nu glumă? Nu se întâmplă nimic! Nu încă! Nimic! N-am adormit? Ce tragic! Hai odată! De asta ai nevoie! Impresionant, nu-i așa? Tu ai crescut asta? Wow! Îl folosesc pentru a păcăli prințesele din povești! Hai, dă-mi merele alea! Au! Ce amuzant a fost! Fix de asta aveam nevoie! Și de încă ceva! O să pun mărul pe suport! Apoi o să las aparatul să-și facă treaba! O să mi-l descojească! Acum mă pot relaxa! E gata! Dar n-am terminat încă! O să-i scot cotorul! O să folosesc o linguriță pentru asta! Nu l-am scos pe tot! Apoi o să bag niște bomboane înăuntru! Îl pot lăsa deoparte momentan! Am o bucată de aluat foietaj! O să tai în fâșii! Perfect! Acum o să înfășor mărul cu fâșiile de aluat! O să le suprapun! Fix așa! Și acum îl pot băga la cuptor! Vreau ca aluatul să devină auriu! Arată bine! Îmi lasă gura apă! Nu mă poți întrece! Unde am învățat să fac așa ceva? Trebuie să mă gândesc bine! Nu știu ce aș putea face! Serios? Am nevoie de ceva mai impresionant! Au! Stai! Simt ceva! Probabil o contuzie! Dar am și o idee! O gogoașă? Cred că știu ce pot face! O să încep prin a tăia mărul în felii! Apoi trebuie să-i scot cotorul! Am obținut un inel! O să-l înfig într-o frigăruie! Apoi o să-l înmoi în aluat! Îl acopăr complet! Acum îl pot prăji!
Uite cum bolborosește uleiul. Vreau ca aluatul să se prăjească perfect. Nu trebuie să rămână moale. Apoi o să înmoi totul în ciocolată topită. Mmm, aș mânca așa ceva. Cui nu-i place ciocolata? La final adaug bombonele colorate. Am obținut gogoși aproape sănătoase, dar au un gust genial. Mmm, miros extraordinar. Mi se face greață. Felicitări, bunico! Bravo, ai câștigat! Ha! Ai auzit? Am câștigat! Yuhuu! Uite! Nu semănăm deloc. Bine. La următoarea provocare, folosiți cremvârștii. Mmm, delicios! Ce faci cu aia? Găleata mea nu mă dezamăgește niciodată. Oh, uitasem de asta. Cel mai bun animal de companie al meu. Și uite ce de pene! Ai grijă, sunt alergică! Mai bine mă concentrez pe rețeta mea. Am un coș plin de bunătăți. Ia să vedem. Aha! Oh, sulul meu de împletit. Hmm? Ce faci acolo? Stai puțin, am o idee. Aș regreta dacă n-aș face-o. O să fie o surpriză drăguță. Credeam că te-am pierdut. Ăla e cumva un șarpe? Te-am păcălit! Ah, ești îngrozitoare! Ia de aici! Ah! Unde sunt? E doar un sol de lână. Dă-l încoace. Stai, am o idee. O să pun o felie de cremvurști într-o tigaie și o să bag câteva spaghete în ea. O să împing pastele prin felie. Astfel cremvurstul va ajunge la mijloc. Apoi o să le bag într-o oală cu apă fierbinte și o să aștept să fiarbă. E gata, un preparat delicios și sățios. Aș mânca așa ceva. Așa deci, a devenit personal. Oprește-te, te rog. Par disperată. Ești bine? Iu, l-am găsit. Știam că am un cremvurst pe undeva. Ești mândră de tine? O să bag o bucățică de spaghete într-un cremvurst. Apoi o să înfig un bob de porumb în paste. O să fac asta de jur împrejurul cremvurstului. Vreau să-l acopăr cu porumb. Durează ceva timp, dar merită. Acum vine chifla. O să tai în două. Apoi o să pun cremvurstul înăuntru. O să torn niște sos. Îmi place mâncarea picantă. Cu cât e mai picantă, cu atât mai bine. Mmm, l-aș mânca imediat. Ce zici de asta? E rândul vostru? Bunica mea câștigă! Sunt de acord! Da, te-am învățat minte! Ador ciocolata, ador ciocolata! Nu, stai așa! Fără mâncare nesănătoasă la micul dejun! Iu, scârbos! Nu vreau așa ceva, bleac! Hei, vrei niște râme din jeleu? Sunt cele mai tari! Ce faci? Pleacă de aici cu alea! Nu vreau! Vezi, vrea jeleurile mele! Nu, nu vreau niciuna dintre chestiile astea. Haide, ia mâncarea noastră. Am zis nu, plecați. Vai, ce se întâmplă? Se pare că o să fie o provocare. Se face. Da, o tabletă de ciocolată. E cea mai bună din lume. Ciocolată? Lasă-mă pe mine prima, că sunt mai în vârstă. Mersi, să vedem. Oh, am o cremă de ciocolată cu alune delicioasă. O să o desfac și o să o gust ca să mă asigur că e bună. Noroc că am lingura asta la mine. Cred că ajunge gura asta. Mmm, nemaipomenită. Ah, cred că pot să mă răsfăț cu un pic mai mult. Așa e bine. Oh, bunico, ce bine arată. O să văd ce am primit și eu. Oh, o tabletă de ciocolată. Pun pariu că aș putea. Nu, nu cred. Ah, nu. Ah, tare bună. Oh, nu, s-a terminat toată crema. Am mâncat-o pe toată. Nu pot să cred că s-a terminat. Mersi mult, e exact ce-mi trebuia. Stai puțin, mi-a venit o idee grozavă. O să-l torn în borcan. Ia uite cum se umple. Așa, am pus tot laptele. Ok, trebuie să pun la loc capacul. Așa, acum o să-l agi nițel. Ah, pot să și dansez așa. Pot să-mi lucrez și mușchii. Bun, e timpul să-l deschid și să văd ce avem înăuntru. Și acum trebuie să pun niște frișcă deasupra ca să arate și mai bine. Oh, ia uite ce de frișcă delicioasă! Mai trebuie atât de savuroasă! Și gata, e perfect! Bombonele? N-ai cum să dai greș cu niște bombonele! O să presar câteva peste frișcă. Nu vreau prea multe, doar un strop. Ce e? Ah, e timpul să trag un pui de somn!
Mi-a venit o idee vicleană. O să-mi scot uscătorul de păr. Și e timpul să topesc ciocolata asta. Ce moale e! Bun, stai să iau ciocolata asta și o foarfecă. O să tai colțul ăsta ca să o desfac. Ok, acum pot să torn ciocolata asta topită. Da, ia uite ce de ciocolată delicioasă. Super bună! Încă puțină și gata. Seamănă cu caca. Și acum o să schimb cu farfuria bunicii. Acum eu am preparatul bun și are chestia aia stupidă. Bunii! Vai de mine! Pare ceva delicios. Am un pai. Savuros! E cea mai bună chestie. Mersi, frate mai mare. Frate mai mare? Cum adică? Eu am făcut băutura aia. Iu, ce-i ăsta? E un caca? Stai, miroase ciocolată. E ciocolată? Delicioasă, o ador. Ați câștigat amândoi. Eh, ce final fericit pentru amândoi. Acum vreau niște chipsuri crocante, delicioase. Wow, ce alegere grozavă. Sunt entuziasmat. Să vedem ce am sub cloș. Ah, ok, o lipie. Clar pot să fac ceva din ea. O să pun pe o tavă pe niște hârtie de copt. Și am nevoie de ulei. O să torn uleiul ăsta de măsline pe lipie. Are nevoie și de niște condimente. Un pic de piper ajunge. Cred că e ok. O bag în cuptor. Hei, ce se întâmplă? Ups, m-am luat cu croșetatul meu. O să văd ce-am primit. Am un cartof crud. Ce ciudat. E timpul să-l feliez pentru chipsuri. Așa, cartoful meu e feliat și e gata să se transforme în chipsuri. Astea au dimensiunea perfectă pentru a fi băgate în prăjitor. Acum trebuie să aștept să se gătească. Ce miroase așa? Să fie fum? Simt și eu mirosul acum. Lipia mea! Du-te să o salvezi! Abia aștept să fie gata cartofii mei. Ia uite-i! Trebuie să-i prind! Ce drăguți sunt! Oh, nu! Au! Poftim, prinde! Auci! Bunico, e prea fierbinte! L-am prins cu gura! E gustos! Îmi place la nebunie, bunico! Mă bucur că-ți place! Frate, mi-am ars de tot lipia în cuptor! Iu, bunica a câștigat! Da, chestia asta miroase dezgustător! Acum vreau niște ouă! Ouăle sunt grăseave! Bunico, lasă-mă să-mi ridic eu primul cloșul de data asta! Nu știu la ce mă așteptam, dar am primit niște ouă, evident! Bunico, poți să-mi împrumuți o tigaie? Normal, am mereu una la mine în caz de urgență! Mersi, dar acum trebuie să mă gândesc ce să fac! Am aceste trei ouă, desigur! Și acum am tigaia bunicii! Trebuie să pot face ceva cu astea! Poate dacă fac ceva așa... Se gândește prea mult! O să văd ce am și eu! Doamne, se pare că și eu am trei ouă! Bun, știu ce o să fac cu ele! Am nevoie de un fierbător ca să le pun la fiert! Nu înțeleg nimic de aici! Așa, acum am nevoie de un ceas! Și de un ciocan! E timpul să sfărâm ceasul ăsta pentru că am nevoie de ceva din el! Așa, uite un arc mic și perfect! Este exact ce căutam! Acum o să folosesc arcul ăsta pentru ouăle mele fierte tari. O să presez oul cu arcul. O să treacă direct prin ou. Și gata! Mi-am tăiat ouăle în jumătăți. Acum o să tai jumătățile încă o dată pe mijloc. Așa, formele alea sunt așa haioase. Le ador! O să pun niște paprika și semințe de susan ca să le fac să arate drăguți. Dar totuși, ce fac cu resturile? În sfârșit am găsit soluția. Wow, s-a spart imediat. Acum și celelalte. Da, acum îmi trebuie niște sos picant pentru următorul pas. E timpul să dau pe gât sosul ăsta iute. Da, e bun. Iute picant. Am scos niște flăcări adevărate. Dar mi s-au gătit ouăle exact cum speram. Scumpule, sunt sigură că e ok. Ura! Ouă! Preferatele mele la micul dejun. O să-l încerc testa mai întâi. Delicios, super bun. Ura, îi place. Ok, e timpul să gustim cealaltă porție. Mi-am luat furculița. Îmi place omleta. Hei, stai puțin. Sunt coși aici. Bunica a câștigat iar. Ouăle ei nu m-au rănit. Vreau baloane acum. Baloanele sunt distractive. Bunico, uite-te acolo. Ce-i aia? Da, e timpul să văd ce am. Ce naiba sunt astea? Cum o să mă ajute cu baloanele? Ador ceaiul fierbinte dimineața. Cel mai mult îmi place să-l beau cu un pai. Ceaiul e delicios. Mi-a venit o idee grozavă. Revin la uscătorul meu. Hai să topim bomboanele astea. A fost nemaipomenit și mi-a potolit setea. Dar trebuie să văd ce e sub cloșul meu. Doamne, se pare că am un morman de gumă de mestecat. Îmi place să mestec gumă uneori. Stai să încerc să fac un balon.
N-a mers. Cred că-mi trebuie mai multă gumă dacă vreau să fac niște baloane. Ok, e timpul să încerc iar să fac un balon. Ah, s-a spart. Totuși, e distractiv. Bun, îmi trebuie și mai multă gumă. Intrați la mine în gură! E timpul să fac cel mai mare balon din totdeauna. Așa, e vremea baloanelor. Trebuie să-mi topesc bomboanele. Vai de mine, sunt luată pe sus! Ha? Unde pleacă bunica? Wow, ce sus e! Pa, bunii! Ok, bun, mi-am topit toate bomboanele. Acum trebuie să trec la următorul pas. O să iau paiul ăsta. Paiul trebuie să ajungă în bomboanele topite. Un pic din chestia asta trebuie să se lipească în capătul paiului meu. Și acum trebuie să fac niște baloane. Da, merge! Ah, s-a spart! Ce cool! Partea cea mai tare la baloanele astea e că le poți mânca. Vai de mine, ce aventură ciudată! Bunii, nu pot să cred că ai căzut de la așa distanță. A fost cam chinuitor. Ura, e timpul pentru baloane! Stai, unde sunt baloanele? Nu știu ce să zic de bunica, dar încearcă varianta mea. Ok, am un pai pe care îl pot folosi. Acum o să suflu. Wow, am făcut un balon! Ura, ador baloanele și acum o să-l mănânc. E așa de gustos! E preferatul meu și tu ai câștigat! Da, în sfârșit! A câștigat bunica! Hai, frate, nu pot să cred că n-am câștigat! Sunt tare fericită că ți-a plăcut mai mult mâncarea mea! Bunico, ți-am luat florile astea ca să sărbătorim victoria ta! Ești un nepot atât de bun! Super! Credeți că puteți găti așa ceva? Nu e rău deloc! Nu cred! Sunt mai tânăr, deci eu încep! Mersi, bunica! Ce porumb perfect! Ah, poftă bună, scumpule! Sigur e zemos! N-am nevoie de mănuși! Chiar știi ce faci? Da, oare am curaj? La tac! Ia să mai vedem o dată faza asta! Perfect! Cea mai frumoasă bucată de porumb din lume! Situația se încinge! Îmi place porumbul copt foarte bine! Oh, da! E perfect copt! Voilà! Și acum urmează ultimul pas, care e foarte important! Două suporturi pentru a ține porumbul! Voilà! Și doar un strop de ceva dulce! Nu trebuie să torn prea mult! Am nevoie doar de puțin sirop! Arată absolut delicios! Stai așa puțin! Trebuie să mă ocup și eu de porumbul meu! Nu sunt sigură ce ar trebui să fac cu astea! Nici măcar nu cred că sunt comestibile. Sau poate că trebuie să-mi folosesc ingeniozitatea. O să trasez niște rânduri care să semene cu cele de porumb. Important e să faci modelul corect. Acum că am făcut liniile orizontale, trebuie să trec la cele verticale. Încă una! Acum o să le strâng bine. Și o să scot frigăruile. Voilà! Bucata asta trebuie întinsă mai întâi, evident. Apoi o să o pun aici și o să așez porumbul galben mai jos. O să așez cu atenție lutul polimeric aici. Și o să-l apăs cu degetele. Gata! Nu-i așa că arată superb? Ne-am descurcat bine, nu-i așa? Îmi place mult porumbul! Oare am chef de ceva dulce? Nu e rău deloc! Parcă aș mânca desert la cină. Dar și ăsta arată bine. E normal să se întâmple așa ceva? Ce grețos! Nu, nu-mi place. Jared, ai câștigat. Știu. Poate data viitoare, bunico. Ce urmează? Niște bomboane delicioase. Oh, o să fie interesant! Preferatele mele! Geleu rulată din fructe! Poftim! Sunt super bune! Și cele roșii sunt preferatele mele! Ce naiba! Nu-i așa că arată super? Da, n-arată rău! Hai odată! Nu pot deschide ambalajul! Nu o să știu niciodată ce gust are! Of, bunico, dă-l încoace!
Nu înțeleg. Te ajut eu. Wow, ce de culori! Pe asta am rezolvat-o. Acum ce să fac cu foaia asta? Oare? Ia să vedem. De ce sunt atât de mici cifrele astea? Și nici semnal nu am. Nu vrea? Am reușit! Alo? Da? Am nevoie de ajutor! Geleu rulat din fructe, da, doamnă? Trebuie doar să-l mănânc, zici? Wow, mulțumesc pentru ajutor! Cu plăcere! Hai să facem provocarea asta mai interesantă! Acum sunt super sănătoase! Sunt ca un rep cu legume! Wow! Aș putea să mănânc 100 de geleuri din astea! Nu, e clar, îmi pierd mințile! Mai am una singură! Super! Oh, da! Aha! De ce nu m-am gândit la asta până acum? O bucată de sushi într-un wrap! Delicios! Parcă ar fi o bomboană! Nu miroase bine deloc! Înghețată? Cui nu-i place înghețata? O lingură mare e suficientă! Oh, da! Așa mai vii de acasă! Apoi o să pliez așa! O să pliez și marginile exterioare! Ah, nu-i așa că arată minunat? Parcă ar fi un ravioli? Cred că am terminat! Bunico? Oh, nu! Le-am mâncat pe toate! Arată delicios! Dar de ce o farfurie e goală? Ce s-a întâmplat? Vai de mine! Nu mă supăr! Bine măcar că am ceva bun de mâncat! Ce bine arată! E extraordinară! Jared, ai câștigat runda asta! Yuhu! Eram sigur că o să-i placă! În regulă, hai să facem niște popcorn, ce ziceți? Mult noroc! Popcorn? Se pare că al meu e gata făcut! Aici n-a pocnit niciun bob! Dar boabele astea arată foarte bine! Asta e! Asta e gustarea mea preferată! Stai puțin! Arată bine! Cred că îl pot face și mai bun! Da! E timpul să-i dau și mai multă aromă! Niște sare fix ce-mi trebuie! Nu trebuie să pun prea multă! Perfect! Ok, încă un strop! Gata! Jared, ce de sare! E foarte bună? Nu! Ok! Vreau să plouă cu sare! Ok, o să creez o capodoperă culinară! Știu! Nimeni nu gătește la fel de bine ca bunica! Și eu vreau să fac niște popcorn dulce! Am nevoie de câteva accesorii! Și trebuie să pornesc focul! Am nevoie de un ingredient secret! Bun, acum urmează partea cea mai importantă! Distracție plăcută în tigaie! Era să uit! Avem nevoie și de un strop de apă! Perfect! Acum urmează magia! Încep să se încingă! Ce sunet drăguț! Parcă ar dansa în tigaie! Și ciocolata s-a topit complet! Ce bine arată! E pur și simplu delicios! Am o idee! Ce bine arată! Oh, da! O să vedem ce o să prefere! Fii atentă! Abia aștept! Care-i faza cu ăsta? Ok! E doar sare! Ok, ăsta arată mai promițător! Felicitări, bunica! Nu cred! Chiar am câștigat! E timpul pentru gustări! Hei! Unde sunt crem-vurștii? Dă-mi farfuria! Imediat!
Nimeni nu vrea să mănânce o chiflă goală. Din fericire am niște cremuști pentru hot dog chiar aici. Arată bine, știu că o să-ți placă. Poftim, draga mea. Cred că glumești, adică uită-te la cremurscul ăsta trist. Asta e ce vrea ea, un sandwich cu viermi gumați. Nu, și cum a intrat în bucătăria mea? Un morcov, serios? Asta e dezgustător. Nu mai pune legume? Avem nevoie de insecte crocante. Bine, asta e ciudat. Încearcă asta. Ce zici de porumb? Eu prefer slime-ul. Asta devine urât. Opriți-vă! I-a început. E numai vina ta. Putem rezolva treaba asta într-un singur mod. Ha? Cum a făcut asta? Știam eu că e vrăjitoare. Te pui cu cine nu trebuie. Sunt campioană la războiul degetelor și sunt încă nevinsă. Oh, sunt paste. Eu le-am văzut prima. Dă-i drumul, bătrânico. Va trebui să-mi smulgi oala din mâini. Haide, încearcă. Ești cam enervantă, știi asta? E a mea. Asta îmi va ușura treaba. Le voi pune în farfurie. Ne. Ce ai de gând să faci acum? A fost prea puternică pentru mine, dar am o idee. Voi turna făină într-un castron. Nu voi avea nevoie de multă. Ar trebui să fie de ajuns. Apoi voi avea nevoie de colorant alimentar. Voi folosi verde. Apoi urmează oul. Voi amesteca totul. Vreau să obțin un aluat. Ce solicitant e! Dar arată bine. Îl voi pune pe masă. E o veche rețetă de familie. E timpul să rulăm. Vreau să iasă frumos și subțire. Da, arată bine. Nu te așteptai la asta, nu? Sunt o maestră în bucătărie. Acum voi adăuga steluțe roșii. Le-am făcut tot din aluat. Voi trece sucitorul peste ele ca să se incorporeze în aluat. Exact așa. Acum trebuie să tai. Voi începe cu niște secțiuni lungi. Apoi voi tăia dintr-o parte în alta. O să fac pătrățele de paste. Asta ar trebui să fie suficient. Dar nu am terminat. O să le fac foarte speciale. Le voi transforma în fundițe. Wow, stai așa, tu le-ai făcut? Pastele mele arată destul de banal acum. Sunt gătite și gata de mâncat. Dar le lipsește ceva. Voi pune sos de brânză pe deasupra. Le va da o aromă specială. Mâncarea asta devine din ce în ce mai bună. Apoi e timpul pentru detaliul final. Wow, e un geniu culinar. Arată delicios. Uită-te la pastele mele. Nu se compară. Stai puțin. Colorantul alimentar. Ăsta e răspunsul la toate problemele mele. Voi adăuga colorant negru în farfurie. Nu poate fi niciodată prea negru. Este culoarea mea preferată. Acum voi amesteca totul. Arată grozav! Este minunat! Cu siguranță aș mânca asta. Mai e nevoie de ceva suculent. Nu poți da greș cu ochi proaspeți. I-am luat astăzi. Ce părere ai? Nu e chiar genul meu, dar te-ai descurcat bine. Pot să guși eu? Nu prea cred. A meritat să încerc. Wow! Uită-te la tortul ăla! Chiar arată bine! Hei, ce-i aia? Este o dulceață de căpșuni delicioasă! Căpșunile le-am cultivat singură! O voi pune cu lingura pe tort! Îl va face frumos și dulce! Pune-o doar pe partea ta! Mă rog, voi pune și frișcă pe deasupra! Mai multă și mai multă! Uită-te aici! Un tort delicios! Nu ai văzut nimic încă? Asta-i poțiunea mea specială! Apoi are nevoie de un liliac! Zburați, prieteni mici! Sunt așa adorabili! Ai distrus tortul? Iac! Nu arată bine deloc! Oh, nu! Știam că poțiunea magică a fost o idee proastă! Și apoi au deschis sicriul! Pac! Ce? N-am făcut eu asta? Oh, un castron cu fructe delicioase! Struguri, preferații mei! Wow, sunt buni! O să încerc un măr! Pare delicios! E cumva un vierme? Și să uită direct la mine! O să te prind! Aproape reușisem! Cred că va trebui să operez! Ar fi bine să mă pregătesc! Nu poți fi niciodată prea atentă! Hai să o facem! E de aici! Aha! Aici erai! Nu există scăpare! Să vedem ce gust are! Surprinzător de gumat! Hei, nu-i rău, Ridato! Cireșele astea par gustoase! Știu ce trebuie să fac! Voi turna lichidul gumat într-o formă! Vreau să o umplu pe toată! Ador culoarea asta! Cred că-i de ajuns!
schimb culorile și umplu cealaltă formă. Asta e foarte ușoară. Voi pune secțiunea superioară, apoi o voi apăsa ușor. Nu pot uita de asta. O să mă asigur că stă fixă, apoi voi aștepta să se întărească. Cred că ajunge! Pot să scot birele gumate din formă. Sunt moi și pufoase. Sper să fie la fel de gustoase precum arată. Să aflăm! Sunt uimitoare! Talentele mele nu au sfârșit. N-am nevoie de mănușile astea. Cred că plouă cu mănuși. Cred că pot folosi asta. Da, știu! Voi pune mănușa peste un pahar. Apoi o voi umple cu fructe, dar nu de tot. Acum voi turna gelatină lichidă transparentă. Vreau să acopăr fructele. Ajunge, nu vreau să dea peste. Voi îndepărta ușor mănușa de pe pahar. Voi perfora capătul. Apoi voi aștepta să se întărească. După aceea pot scoate mănușa. Se desprinde imediat. Și apoi pot mânca. Așteptam cu nerăbdare să fac asta. Îmi amintește de mână. Mă bucur că nu mă poate vedea. Oh, da! E o mână comestibilă. Sigur că da. Păstrează-mi degetul mare. Fiu, ce cald e! Mă topesc! Asta nu e bine la vârsta mea. Din fericire am un mini-ventilator. Nu știi niciodată când îți va fi de folos. Bine gândit. Am o sticlă de apă. Ce? E goală? Oh, e așa de nedrept. Oh, asta e interesant. Să ridicăm capacele. Eu speram la altceva. Tu ce-ai primit? Hai să vedem. Oh, arată bine. Aveam nevoie de o băutură răcoritoare. La țanc. Ești bine? Ce tot faci acolo? O monstru? Relaxează-te, sunt doar eu. Mi-ai făcut-o. Biata mea inimă. Începem? Desigur. Și am o rețetă delicioasă în mânecă. Totul începe cu aceste bomboane. Le voi pune în sticle. Voi folosi câte o culoare diferită pentru fiecare sticlă. Mai am nevoie doar de câteva. Perfect! Acum voi deschide cutia de suc. Iată că vin bulele. Voi turna asta în sticlă. Acum se întâmplă magia. Trebuie doar să așteptăm. Uite că-și schimbă culoarea. Sucul e roșu. Voi face la fel și cu cealaltă sticlă. Și apoi ce? Le agit bine. E distractiv. Ar trebui să încerci și tu. Poftim! Wow! Mersi! O să-ți placă la nebunie. Bulele-mi gâdi la limba. Îmi place partea asta. Cum e băutura ta? E cumva un truc? Stai așa, e uimitor. Bine, e rândul meu. Trebuie doar să mă gândesc la ceva. E mai greu decât am crezut. Gata, știu, voi turna sucul în pahar. Îl voi umple imediat. Gata, acum am nevoie de ajutorul unui prieten. Îl voi strânge puțin. Dă-mi acea bunătate de cerneală. Mersi, amice, e de ajuns. Apoi voi pune frișcă pe deasupra. Arată bine. Va avea un gust grozav. Pe urmă voi folosi globul ocular. O să-l pun chiar aici. Oh, am nevoie de un pai. Să vedem ce gust are. Delicios. Uită-te la tine, sunt așa mândră. Hei, amândouă ne-am descurcat bine. Ce provocare delicioasă! Cine crezi că a făcut cea mai bună mâncare? Spune-ne în comentarii! Nu uita să-l arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru mai multe astfel de clipuri grozave!